Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Știu că trebuia să postez și săptămâna trecută, dar nu am postat din motive personale, dar cred că în viitor vom continua să postăm luni și vineri clipulețele. Și astăzi avem un clipuleț de produse terminate pentru luna martie. În acest clipuleț nu am mai reușit să le pun pe categorii, voi lua din plăsuță și voi arăta ce am terminat. Desigur, veți auzi pe fundal gălăgie, fetița mea este lângă mine. Și să nu mai lungim vorba, trecem la produse. Pentru ca să am folosit acest Domestos pentru vasul de toaletă Briza Mării. Îmi place foarte mult aceste recipiente de la Domestos. Lasă și un miros foarte plăcut și ține ceva timp. Următorul produs este un șampon de la Chesta Elinia. Știu că în România acest brand este denumit Plant Line. Dacă nu mă greșesc, a avut 400 de mililitri. Este pentru păr vopsit și a fost cu trandafir. Mie nu-mi place mirosul de trandafir, dar în fine am zis că dacă este pentru păr vopsit să-l iau, să-l probez. Și sincer să vă zic că nu mi-a plăcut absolut deloc. Cum a curățat părul, a curățat foarte bine, dar lăsa foarte urât, nu se aranja absolut deloc și trebuia să folosesc foarte mult balzam sau mască de păr după și am zis că nu mai recumpăr din această gamă în general de la acest brand, fiindcă chiar am mai încercat și nu mi-au plăcut. Aici mai avem un recipient de șervețele uscate cosmetice. Am avut două recipiente de acestea. Cum ziceam, am avut două recipiente, am păstrat doar unul, sunt de la Kaufland, Bevola, au avut câte straturi, 3 straturi, 90 de bucăți, mi-au plăcut, sunt ok. Eu nu sunt alentată ce ține de aceste șervețele cosmetice pe care le găsesc, pe cele le cumpăr. Următorul produs este absorbantele zilnice de la Naturella cu mușețel, 20 de bucăți, light, cred că este ultima dată când vă mai arăt, fiindcă pe astea le cumpăr și în permanență le am. Dacă pot să mai vreau să fac, să îmi cumpăr și altfel să mai probez, le iau pe cele de la Discreet sau Bella, dar cam acestea sunt în mare majoritate pe care le folosesc, de aceea am zis că să nu le mai arăt. Am mai terminat și un săpun lichid, acesta de la Oriflame din gama Essence & Co. A fost cu, nu mai țin minte, Oris & Sage, cu uleiuri naturale. A avut 300 de mililitri și a fost ok, mirosul nu prea m-a dat pe spate, s-a terminat foarte repede. Am mai folosit acest recipient și pentru alte săpunuri lichide care le-am pus pentru pompiță. Mi-a plăcut foarte mult recipientul, de asta și l-am mai refolosit, dar acum am hotărât să-l arunc, fiindcă am pus la baie săpunuri solide. Am mai terminat și loțiunea de corp, tot din această gamă. Loțiunea de corp din aceste game îmi place, fiindcă este lejeră și intră foarte bine în piele și nu lasă pielea uleioasă. Dar ceea ce nu-mi place la aceste recipiente, că undeva rămâne cam atâta produs și pompița nu mai lucrează. Trebuie să întorci recipientul ca să scurgi tot produsul. Dar după cum vedeți, l-am terminat, am folosit și eu și mama și l-am terminat. Cel mai mult îmi place cel cu lămâie și verbenă, pare mi se. Îmi place foarte mult și mirosul, pe ăla îl voi recupera, această gamă nu. Am mai terminat și o apă de gură de la Colgate Max White, 250 de mililitri, zero alcool, mi-a plăcut și aceasta. Eu folosesc foarte des apă de gură, cât și
copiii mei. Băiețelul mai mare îl folosește, fiindcă lui place. Nu-i pare mentolat tare. Pentru fetițele mai mici nu folosim. Eu acum cum merg pe un tratament al dinților, dacă chiar veți auzi și în vorbirea mea se simte acest disconfort, dar asta e, mai am puțin și termin cu tot ce am început. Următorul produs este o cremă de ochi de la Avon, din gama Enew, Lifting Dual Eye System. Aceasta mi-a plăcut mai mult decât cea pe verde. Cea pe verde v-am zis când am terminat-o că foarte tare îmi lăcrimau ochii din cauza ei. Aceasta a fost cât de cât ok, dar sincer nu mai recumpăr nicio gamă din aceste feluri. Una că costă și bani mai mulți, la banii aceștia găsesc o cremă pe make-up chiar și de la Jaya, de la Evelyn Cosmetics, care este mult mai bună. Următoarele produse, dați să trecem să scot aceste recipiente de la șervețelele umede. Avem 1, 2, 3, dacă mai găsim e bine, dacă nu, cred că sunt 3. Acestea cu aloe vera Green Line, nu mai țin minte, mi-au plăcut, cred că da, acestea mi-au plăcut. Acestea de la Baby Fin nu mi-au plăcut, 120 de bucăți, foarte subțiri și când vroiai să scoți unul, se scoteau mai multe. Următorul produs este un gel de duș, acesta de la Avon Senses Gingerbread, la 250 de ml. Am auzit foarte multe neplăceri din partea acestui produs, anume mirosul, dar că nu este plăcut mirosul. La început îmi părea un miros foarte sintetic, puternic. Și-l foloseam o dată de două ori pe săptămână, dar pe parcurs m-am dat cu acest miros și chiar mi-a plăcut și am zis că să-mi iau un recipient la fel de 250 de ml pentru anul viitor să-l am. Nu știu, anul viitor, cred că iarna care va veni, iarna viitoare, va ieși alt fel de produs, anume din colecția de iarnă, dar pe acesta cred că vreau să-l am. Să-l țin, să simt mirosul și iarna viitoare, dar vom vedea. Am mai terminat și un recipient din ăsta, la fel de la Avon, de spuman de baie Apple Pie, a avut un litru, l-am folosit și ca spuman și ca gel de duș, mi-a plăcut foarte mult mirosul și chiar sunt foarte bune aceste spumante de baie de la Avon. Produsele care voi reveni mereu la Avon sunt gelurile de duș, spumantele de baie și mai sunt câteva produse care îmi plac foarte mult și de fiecare dată le voi recumpăra. Nu anume această variantă, în diferite variante, dar anume aceste produse. Să trag punguța mai aproape. Am terminat și un pachet de dischete de machiante de la Bevola cu aloe vera, cu extract de aloe vera, câte au fost? 120, mi-au plăcut, au fost ok. Am mai terminat un spuman de baie, la fel de la Avon, Romantic Rose, 250 de ml. Acesta l-am folosit ca săpun lichid, nu l-am folosit ca spumant. Spumantele de baie de la Avon îmi plac doar acele care v-am arătat în recipiente mai mari, aceste mici în ediții limitate nu-mi plac. Am mai terminat și o cremă de mâini de la Oriflame, Peony Hand Cream, din gama acelea care trei cremițe mici la 30 de ml vin în cutiuță. Am mirosit foarte bine această cremuță. A ținut o săptămână la mine, cred că eu cum vine primăvara am probleme cu pielea uscată a mâinilor și folosesc multă cremă de mâini și pe asta am terminat-o foarte repede.
Am mai terminat încă o loțiune de corp, la fel de la Avon Naturals, Aloha Monoi, 200 de ml, cu cocos și flori de tiare. V-am zis că sunt câteva produse care le voi recumpăra și îmi plac foarte mult de la Avon și unul din ele este și această loțiune. La fel, intră foarte repede în piele și lasă pielea cât de cât hidratată și mirosul, desigur, mi-a plăcut. Este un recipient mare de 200 de ml, dar dacă îl alternezi cu alte produse, încă una sau două creme deschise, dacă mai aveți, nu vă săturați de acest miros și chiar în combinație, o dată de două ori pe săptămână, să o folosești această loțiune, chiar mi-a plăcut foarte mult. Și desigur că voi recumpăra dacă le voi regăsi, nu știu dacă mai sunt acum în catalogele Avon aceste loțiuni, dar chiar mi-a plăcut foarte mult. Am mai terminat și acest gel de față, Hyalurogel. Este un gel cu hialurondul, 48 de ore hidratare de la Mixa. Mi-a plăcut foarte mult acest gel. A avut 40 de ml, eu îl foloseam ca un serum, după aia aplicam și cremă. Și da, chiar era foarte hidratant și are mirosul acela de acid hialuronic, fiindcă toate produsele care, chiar și acidul hialuronic când l-am folosit, îi simt mirosul și acesta fix este același miros, de asta și l-am folosit ca un serum, nu ca o cremă. Cu toate că când am plasat comanda pe make-up, acesta scria că este o cremă cu acid hialuronic, dar la urmă s-a dovedit că este un gel cu acid hialuronic. Mi-a plăcut, posibil să o mai recumpăr. Vreau să las produsele cosmetice la urmă. Mama mea a folosit acest deodorant la Faberlic cu bumbac. Eu i le-am dat ei, fiindcă pe mine nu mă protejează și nu-mi plac și ea l-a folosit. Are 0% alcool, 50 de ml. Eu nu m-am păcat cu aceste deodorante. Mai am unul cu aloe vera, dacă nu mă greșesc, voi vedea, cred că îl voi folosi eu, dar încă nu știu. Dar în mare parte nu prea îmi plac și nu le voi recumpăra. Aici mai avem o mască, după cum puteți vedea, nu prea este atât de mult în ea, de la Avon, din gama Planet Spa. Este acea cu extract de alge, o mască peel-off, 75 de ml, dar o arunc fiindcă o am de mult timp și când o pun pe față nu se usucă așa cum ar trebui să se usuce ca să se ia ca o peliculă. Rămâne pe alocuri neuscată și foarte greu îmi vine să o curăț și de asta am hotărât să o arunc. Nu prea îmi plac aceste măști fiindcă se simte foarte mult alcoolul. Următorul produs este așa, absorbante de la Molped. Aceste recipiente cred că nu o să le mai arăt. Am mai terminat o cremă de picioare de la Avon, 75 de ml, Footworks, Vanilla Berry. Mi-a plăcut foarte mult această cremă, extraordinar de bine mi-a hidratat călcâile și chiar de câte ori mă uit în catalog, poate va reapărea această cremă, nu este din păcate, dar mirosul a fost extraordinar și chiar mi-a plăcut această cremă și îmi pare foarte rău că nu o pot să o găsesc în cataloge, dar dacă ar reapărea, desigur că mi-aș face un stoc de vreo 5 creme să le am și să mă folosesc, să mă pot bucura și de miros și de hidratare. Am mai terminat la fel cu mama această pastă de dinți Blend Amand, Anti-Cavity original, a avut 125 de ml. Mai mult mama a folosit-o, pastă de dinți ok. Așa, aici mai avem un gel de duș, șampon pentru copii de la Oriflame din gama Love Nature, cel cu măr. Nu știu, nu prea îmi plac mie aceste geluri de duș, șampoane. S-a murdărit aici recipientul. Acestea de la Oriflame. Nu știu de ce, îmi pare că nu lasă pielea hidratată la copii. Dacă știți vreun produs care să fie chiar ok, să hidrateze pielea, să lase și părul
cât de cât moale pentru copii, chiar v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii. Vreau să încerc și ceva nou. Nu am acest produs din nou pe stoc, l-am pe cel cu căpșuni, dar cred că nu le voi recumpăra. Așa, ce mai avem aici? Avem, vai de mine, ce de murdar acest recipient, dar a fost foarte mult, a stat la baie, este un scrub pentru corp de la Phytocosmetic. A fost un scrub cu cafea, cu un efect de lifting. Mi-a plăcut foarte mult acest scrub. Chiar se simțea un miros extraordinar de cafea și a fost pe bază de zahăr, ceea ce îmi place foarte mult. Scuzați glasul. Posibil să-l mai recumpăr. A avut 100 de mililitri, dar chiar și-a făcut efectul și lăsa pielea foarte catifelată și moale după. Aici mai arunc și această cremă pentru copii, 0 plus, mai este în ea, dar o am de foarte mult timp și nu o mai folosesc. Așa, am mai terminat și această loțiune tonică de la Oriflame din gama Love Nature cu cocos și aloe. Eu v-am mai zis că eu folosesc loțiunile tonice și îmi plac foarte mult și le folosesc. Nu știu dacă o voi recumpăra numai pe aceasta, dar sunt ok. Și încă una este aceasta de la Avon Care cu apă de trandafir la 100 de ml. La fel, îmi place foarte mult și aceasta. O recumpăr, o am, pare mi se, dacă nu mă greșesc, a treia oară. O folosesc anume seara după demachiere, spălarea feței și pe urmă mai trec cu discheta de vată și cu această loțiune ca să scot toate impuritățile de pe față și chiar mă ajută. Așa, încă un parfumel terminat și este acesta la Rive Give Me Love. A avut 30 de mililitri. Eu i l-am dat mamei, fiindcă, cum v-am zis, mie nu-mi place mirosul de trandafir. Poate vreodată voi găsi un trandafir chiar care să mă dea pe spate, dar acesta nu mi-a plăcut și l-am dat mamei. Mama l-a terminat. Pe ea, când îl simțeam, era ok, dar pentru mine nu. Am terminat în sfârșit și acest concealer de la Catrice, lichid camuflaj. Cam arată urât recipientul, dar i-am scos stoperul și s-a mânjit pe părți. Nu-l voi recumpăra, deoarece mi-a uscat foarte tare zona din jurul ochilor și mi s-a părut o veșnicie ca să-l termin. Mă bucur că l-am terminat, că l-am probat și am văzut cum este. O mostră de la fondul de ten de la Avon True Power Stay. Aici am avut nuanța light beige. Pentru mine a fost foarte închisă și după cum l-am deschis, mi-am pus fondul de ten pe mână așa și l-am șters. Nu l-am folosit pe față, fiindcă era foarte închis pentru mine. Așa, ce am mai terminat aici? Am terminat și acest CC Eye cu centela asiatică de la Herborian. A avut 3 ml, dar m-a ținut foarte mult. Îl foloseam doar pentru zona din jurul ochilor, ca să mai stompez din cearcăne. Și a fost cât de cât ok, dar nu este produsul pentru care vreau să dau bani să-l mai recumpăr. Și după câte observ eu, au rămas doar mostre de parfumuri, foarte multe, să vedem cam câte sunt. Am terminat ceva mostre, v-am zis că vreau să termin toate mostrele de parfum pe care le am, să nu mă mai chinui să am atât de multe mostre, să stea acolo nefolosite, deoarece am și parfumuri. Și cam acestea sunt mostrele care le-am terminat această lună, foarte multe. Vai de mine, trebuie să fie una pe aici, dar uitați-o, este. De la Faberlic UV Violet, cred că așa este parfumul. Ce am pățit cu această mostră? O am de ceva timp, de vreo 2 ani, dacă nu mă greșesc. Și când am hotărât să o folosesc, nu am deschis această mostră să o miros, am pus-o direct pe mine.
Mamă, ce miros urât, arânce, de un miros a stricat, a parfum stricat. Am crezut că nu mai pot, venea să intru în duș, așa cum eram gata, pregătită de plecare, machiată, îmbrăcată, îmi venea să ies, să mă duc în duș și să mă spăl toată, deoarece nu mai puteam să simt acest miros. Era necăcios, urât, Doamne! Aceste mostre de la parfumuri de la Oriflame, dacă nu mă greșesc, le am de vreo 5-6 ani și niciun parfumel din acestea, toate care sunt, nu s-a stricat mirosul. Acesta că îl am de ceva timp mai puțin, nu știu, am zis că nu voi mai încerca niciodată parfumuri, atât parfumuri cât și mostre de la Feberlic, deoarece urmăresc ceva fete din afara țării, din Rusia, Ucraina și în multe din clipulețele lor am văzut că au spus foarte multe despre parfumul de la Feverlic, că foarte repede mirosurile se strică și nu țin atât de mult cum țin parfumurile de la Oriflame sau Avon, că sunt unele parfumuri că poți să le ai și de 10 ani și tot același miros rămâne. Acestea nu. Și vreau să vă arăt o mostră care am terminat-o, acum am văzut-o pe aici, aceasta de la Oriflame Sea, acea pe albastru, cu căpicel albastru. Doamne, cât de mult mi-a plăcut acest parfum și chiar vreau să mi-l recumpăr în varianta mare. La moment, cred că încă nu mai fac cumpărături, am făcut foarte multe cumpărături cosmetice pe luna martie și luna aprilie, nu cred, dar pe viitor sper să-mi cumpăr acest parfum full size, este parfumul meu preferat și am văzut și eu și am simțit pentru prima dată că acesta este parfumul meu care mă descrie pe mine, care este parfumul meu, cum să vă zic, semnătură. Atât de mult mi-a plăcut, nu mă săturam să tot miros acest recipient și să-l simt pe mine. Chiar este un parfum foarte plăcut și mă bucur că am testat și mi-am dat seama că am și eu un parfum care chiar vreau să fie parfumul meu semnătură. Și cam acesta a fost clipulețul cu produse terminate. S-a primit cam lung ușor, dar asta e. Vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc o zi cât mai frumoasă.